Un tractor fără cabină și fără operator a fost prezentat în premieră de uzina Belarus din Minsk cu ocazia împlinirii a 75 de ani de activitate a producătorului de utilaje. Vehiculul ghidat de la distanță numit Belarus 3523i este dotat cu un motor diesel de 350 de cai putere. Noutatea este rezultatul eforturilor inginerilor de la uzina de tractoare din Minsk și ale specialiștilor din Institutul de Inginerie Mecanică din cadrul Academiei Naționale de Științe din Belarus. În proiectarea tractorului acesta nu este prevăzut cu o cabină deoarece este capabil să funcționeze complet autonom. În locul antenei obișnuite instalate în cabină, dezvoltatorii au montat dispozitive hardware care asigură controlul de la distanță al tractorului. Vehiculul procesează datele provenite de la senzori și ia decizii pentru a evita coliziunile cu diverse obstacole. Modelul funcționează la fel de eficient atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Tractorul este programat să se realimenteze singur când rămâne fără combustibil. Conform producătorului, consumul de carburant este mult redus la acest tractor. La fel și emisiile sunt de 10 ori mai mici decât la tractoarele convenționale. Reprezentanții Belarus nu au oferit încă detalii privind producerea în serie a tractorului autonom, nici informații privind prețul sau când va putea fi achiziționat acest tractor de către fermieri.